Bună ziua, dragilor! Vreau să vă arătăm trandafirii noștri urcători. Vedeți că tot i-am tuns aici, că a fost ceva boală. Asta aici trebuie tăiat. Uite, mori, trebuie forfică. Că dăm mai departe. Las că o să tăiem după aia. Pătarea neagră. Că vă arăt eu. Uitați, vedeți cum arată frunza. Frunză mică, nu s-a văzut. Mai are ceva flori, dar l-am... Asta trebuie să-l iubă, hai să-i iau. Trebuia să-l tund mult, uitați. Că asta vă arat. Hai, Doamne, dar nu mă scap de ea nici cum. Am dat cu soluții, am... Nu știu dacă se vede. Na, pare rău. Via noastră, uitați cum dă aici. Asta e că ajungi acolo, mori. Aici, uitați, mai beam câte o capă aici pe hintă. Eu vreau să le arăt. Da. Bună ziua, dragii mei, și am băut o cafă cu Mihai și am zis că să vă arăt, că m-a zis să vă mai arăt florile mele. S-au mai deschis un pic. Uitați, asta am luat-o eu, asta vreau să vă explic, să vă spun, să vă întreb. Asta, vedeți, era o tufă mai mare, pătrunjel, am luat-o din piață, cu rădăcina am luat-o, nu așa? Și am pus aici, vedeți, uitați, dacă vedeți, se usucă, deja e mai mică, uitați cât e uscat aici. Da, de ce? Udat-o. Am udat, acum nu, mai ud acum, dar nu știu de ce se usucă, asta nu înțeleg. Trebuie să caut un ghiveș mai mare, mori, lasă. Toată lumea îmi zice, pune în ghiveci, pune în ghiveci. Eu pun în ghiveci. Da. Da. Stai o să caut un ghiveci mai mare și o să-l mutăm, să vedem. Las prunul nostru, via. Ce e aia? Vreau să-i arăt asta, dacă se uită Ildi. Asta am primit-o de la o doamnă dragă, așa, câteva firuțe și uitați, eu am pus-o în pământ. Uitați-vă aici, ha, deja înflorește și s-o învărzit, deja crește, s-o prins. I-am zis că nu s-o prinde până-i lumea, dar s-o prins, uitați ce fain s-o la prins. La doamna care nu mai știm nimic de ea, da. Da, da, e foarte hai fain și mai am una, stai să-i arăt și pe aia. Asta am primit-o și uitați-vă aici, asta, asta e Crăciuniță, uitați, Crăciuniță. Asta da, am cumpărat-o din Kaufland și uitați ce bine mere, ce fain e. Eu las să mă aduce aminte să caut un ghiveș mai mare, da. Să nu uiți. Uitați-vă asta ce la fain e, florit, asta e begonia, uitați-vă ce fain s-a deschis petonia noastră. Asta am de la Miha, acum 3 ani m-a cumpărat și uitați, acum am florește. Uitați ce culoare are asta, stai să vă arăt. Asta, da. Uitați-vă aici. Floricelele noastre, dragilor. Uitați ce faine e asta. Îmi place că are dungile astea faine. Vedeți că geamul am cam mai liberat cât am putut, raftul ăla verde l-am tras mai în colțul ăla acolo și asta aici, pe acum, ce să facem, așa arată cât de cât e mai liber, dar nu, e locul mic, dragilor, și nu pute. Asta nu știu, ce floare e asta, asta îmi place. Cala, cala, asta mi-am cumpărat, acum azi 2 ani m-am cumpărat, eram florit, floare albă, cala, și aici... Arată un pic aici, că vreau să-i le spun. Asta e lămâie. Am pus eu niște bobiță, am mâncat... Păi întoarce să se vadă, nu se vede. Hai, e lămâie. Ba, e lămâie, dacă spun că e lămâie. Da. Am mâncat, eu totdeauna stor lămâie și pun în apă. Trebuie să le pun separat. Și am pus aici al 3 bobiță. Și uitați aici, tot e 3, dar una s-a uscat, vedeți? Mai e 2. O să le iei Mihai să le mută de aici. Și mă aduce aminte să mut și aici, ăla pătrunjelul. Uite, stai să vă arăt. Asta este crin. Uitați ce mare e crin. Asta e crin regal. Am avut 7 crin. Culoarea roșie. Asta e albă. Și acolo avem portocaliu. Asta e, cred că e galben aici. 7 fire am avut, dar din 7 au rămas 4. 3, nu știu, și le-am lăsat în pământ, dar le-am băgat destul de adânc în pământ. Deci de trandafirul ăsta meu
Sper că prinde frunze, mai are acolo sus ceva. Hai să-i arăt. Da, anul trecut cine a văzut, ați văzut că era plin. Mihai, ai arătat prunile? Prune, nu știu. Uitați câte prune ce o să avem. Aici, uite unde ți arăt eu. Aici, aici. Aha. Uitați pruna, o să fie prune mari, da. Acolo. Da, o să facă câteva prune. Nu mult, câteva și via da. Să vă arăt. Hai să-i arăt. Dacă se vede, via. Avem uitați, câteva ciorchine, ciorchine. Da. Nu multe, că e primul an care vezi? Face. Anul trecut n-a avut. Asta eu aici ca să nu lungească, îl mai scurtez, să se întărească. Deci avem vie, avem prune, avem flori. Și... uitați, am pus să fie un trandafir galben, l-am luat eu. Asta iară e... cum îi zice tău? Mandarin, zicătiu. Nectarine. Da, filmează aici, că vreau să-i arăt la... Trandafirul nostru roșu, acum... o să se desfacă. Hai. Uitați, vede, știți ce am pus eu roata? Hărpângica, uitați. Tăte iese. Nu, iese. Iese, da, tot. Acolo, uitați ce mare e aia. Deci asta e trandafir, e aia bordo. Aia fain. Asta uitați părul, stai să văd dacă mai are. Uai, că sunt negrit. Nu o să mai facă. Hai, filmează de aici. Uite ce negru e. O vezi? Uite. Nu, ăsta nu o fi nimic din el. Sperăm altă dată. Și trecem aici. Uitați mușcatele noastre cum s-au deschis de frumos. Să nu mai pui ou. Uitați ce face Mihai. Eu pun coș de să se usuce. Lasă că le să se usuce. Acoperită. După ce se uscă morgoret, după ce se uscă, acum le-am pus. Ăsta aici. Ăla-i lămâiul. Lămâiul, care vă lămâi. Lămâi. Aici avem trandafiri ce am cumpărat acum. Ăsta ce am avut de anul trecut. Nu știu, e galben ăsta. Vedeți că a ieșit toată ceapa ce am pus. De-aia vă arăt hărpângica. Tot ce am pus, tot a ieșit. Uitați, roata. Tot a ieșit. Numai asta e de anul trecut. Restul e de acum ce am pus eu. Asta e cireșul nostru, cam pitic cireșul. Aici au avut un singur floare au avut aici, dar văd că nu e mai nimic. Ăla e nectarin. E, da, tot nectarin. E nectarinul. Uitați, asta avem de anul trecut, ceapă verde. Și ăsta e smochinul nostru, nu știu, are face ceva smochinul. Au avut două, trei, dar s-au uscat, dar nu știu de ce. Dar mai o să mai fac anul trecut. Da. Uitați aici asta, nu știu dacă arată dacă se mai aici. Face da. Trandafirul uitați, ăsta, nu ăsta nu știu dacă se face sau nu. Vedeți că ce apoi e și troaca. Dacă nu punem altceva. Iară. Hai să vă arăt aici, că Mihai nu a văzut. Ia vă arăt acum, în premieră. Haideți să vedeți, un singur bobiț are. O singură cireașă. Nu, nu, să nu pui că... Da, uite ce mare, vezi? Să nu cumva să o vedeți? Da. O singură cireașă. Și mai avem aici. Haideți să vedeți. Aici un păr. Uitați ce faine, ce frunză, ce fain. Vedeți, le pun coș de ou și când se uscă le spar și le amestec acolo în pământ. Vedeți că e și roata tătă ceapa. Aici la gemulețul ăsta mai avem. Asta e busuioc. Da, uitați. Am pus așa în ghiveci. Trebuie să-l da. Schimb. Le schimb acum. Le schimbăm. Aici au pus miri ceva. Asta vreau să de la școală. Dar nu, dar nu mai iese. Da? Nu, de la școală ești ce-a văzut. Aici mai un busuioc. Trebuie și să florile foarte fain. Mușcatele noastre. Aici, vedeți, a fost fostul geamul, e peretea și mușcate. Ce frumos e ăsta. Aici să-i arăți, Mihai. Și aici am pus jos... ardei, am pus leuștean, țelină, ardei iute, uitați, roșii șerii. Toate le-ai amestecat aici. Nu e amestecat. De ce spui că e amestecat? Eu nu le cunosc. Are cum nu? Păi tu nu cunosc, dar eu le cunosc. Ăsta e roșii, ăsta e roșii mai înalt, ăsta e mai pitic, dar tot roșii șerii. Și ăsta e ardei iute din aia lunguieț. La roșii trebuie să le pun băză în ăla, că nu să crească mai mare. Am pus acolo la ăla.
Deci, da, ce fain e, dar aici nu știu Leușteanu dacă o să deie, dar eu zic că dacă Leușteanu nu... ar trebui să-l pun în ghiveciul ăla mare, mori, că stă să da? Facă și în anul. O să am mai iau pământ. Două, trei fire și atunci le punem mână la mare. Am un ghiveci mare, 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 gol și am și pământ acasă și o să le punem acolo. Numai uite roșiile, ce zici de... Se gălbenește frunzoare, de ce? Părul că în ghiveci nu se fac ele ca în... Nu, știți cum e. Ca în pământ, în grădină. Asta e, dragilor. Și trandafirii. Ăia roz, uitați-o, tuns-o Mihai, că nu știu ce a avut. A avut ceva... Și acum arăta frunzele, pătarea neagră, frunzele ceva. Frunzele dourite au fost. Nu, pătat, uite, pătate, vedeți că mai are aici. Și astea se stinde boala. Uitați, vedeți? Se stinde boala și i-am stropit, eu i-am curățat. Trebuie tuns tot ce îi avansează. Și zice că trebuie puse, date foc, e o boală foarte... Uitați aici, vedeți? Dacă se vede... Uitați asta. Asta, vedeți? Asta trebuie tăiată de aici. Trebuie să o duc foarte ca să mai tai. Că se extinde boala. Da, se extinde boala și merge mai departe. Atacă tot pomul. Păcat de ele. Deci ce? Avem trandafiri. Nu avem mult. Anul trecut a fost plin, 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 plin. Aici ai locul meu, ăsta e locul meu de ședere. Da. E soare și aici m-am pus un bate scaun soarele la... și aici stau eu la soare. Mă bronzez. Lângă lămâi. Lămâi, dar nu mai este lămâi. Știți că era plin de lămâi. Uitați ce, de ce apă am uitat, tot iese. Vedeți? Tot a ieșit. O să mai pun niște usturoi, numai nu mai am acasă, trebuie să mai luăm. O la Mihai câteva căciul, dar n-are din aia, nu, colțit. Și mă trebuie la mâncare, o să iau eu cu colț și mai pun unde mai am loc. Și mai iau niște leuștean și punem în ghiveciul ăla mare, mare, să am o tufă mare, mare și o trag aici la soare, că am înțeles că îi place soarele. Deci, dragilor de florii, că acum când o să vă punem videoclipul ăsta, o să fie chiar ziua florilor, vă dorim o sărbătoare binecuvântată la toți care poartă numele, la mulți ani. Da, la mulți ani, la toate florile, floricile. Da, florile noastre frumoase și drage. V-am oferit cât e un trandafir de la noi. Vă oferim, da, câte o floare. Da, păi, dacă ați fi aici, ar ajunge la nu știu câte îs. 30, 40 de flori, 50, nu le mă pot să le număr, dar nu știu, uitați o prună aici singură, rătăcită. Cine a văzut anul trecut ce plin de trandafiri a fost pe el? A fost foarte mult, anul ăsta ce e puțin, faci? Dar adevărul că o dus 1000 de aia. Și încă mai trebuie să mai duc foarte ca să văd să mai dai din el și să mai stropesc. Așa după ce termin de filmat. Așa că noi în curtuța asta mică, care e câtva metri numai, aici cu florile noastre astea mai... Na, au mai acum îs. Ne bucurăm, le udăm, le ăsta, le îngrijim cum putem noi. Deci e masa în curte, știm, vedeți? N-am pus față, am luat-o fața de masă, trebuie să o șterg, să pun fața de masă. Trebuie să o ștergem. Că, da, am spălat-o și de-aia nu-i față de masă. Și acum când filmăm, e sâmbătă și mâine sunt florile. Dar mâine o să vă punem filmulețul ăsta și încă o dată vă dorim... O zi binecuvântată. Trebuia să-mi spun că puneam fața de masă, nu, n-am știut. La mulți ani, la toată lumea. Da, Dumnezeu să fie fiți sănătoși, dragii mei, să aveți grijă de voi. Numerat odată, mă duc aici așa roata, dați. Cireșul, nectarinul, smochinul. Cireșul ăsta are o bobă aici, nu știu pe unde îi, o arătat-o Margaret, părul ăsta,
părul ăsta, sper că ăsta o să facă pere anul viitor. Și mușcatele noastre, frumoasele noastre mușcate, și prunul nostru, cu florile noastre dragi, și cu hinta noastră, noi aici stăm, ne mai relaxăm când... Vedeți? Uitați, eu m-am pus pe ea deja, vedeți? Ține până la 300 de kilograme. Și pe Margaret acolo. Vedeți, dragilor? Aici e mai umbră, mai faină. Noi vă lăsăm o zi binecuvântată, să aveți sărbători fericite. Vă iubim, vă dorim o sâmbătă plăcută, să aveți grijă de voi și vă spunem la mulți ani la toate florile. Pupici, la revedere, dragilor! O zi binecuvântată! Haideți cu noi la umbră, la soare, unde doriți! Ai la umbră, eu la soare! Sau cu mine la umbră, sau cu Margaret la soare, unde vă place! La revedere! Pupici!